dimineața. S-a trezit dulceața. Bună dimineața. Și așteptați, și județi. Ha? N-am reușit să beau cafeluța cu mâna dreaptă, pentru că ce sunt viață, dar mă duc să o beau. Și acum am servesc cafeluța cu mâna dreaptă, dar repijor, că am un lucru foarte important. Mă duc undeva unde nu sunt așteptat, dar cu siguranță se vor bucura cei copii că vin, pentru că este o surpriză. Zilele astea am fost la un eveniment și una din cunoștințele mele mi-a zis că Emilian, am fost la o școală cu copii mai speciali și din discuții la un moment dat i-a întrebat ce își doresc ei. Și o mare parte din ei au zis că noi vrem să gustăm pizza, vrem să mâncăm pizza. Când am auzit asta și prietena aia zice că Emilian, tu cunoști pe cineva în domeniu? Zic, Dumnezeule, dar cine ai zis? Așa că astăzi am luat multe pizze și la ora 12 ajunge Moș Crăciun la acea școală. Moș Crăciun din mine, merge la Baba Căzăpada. Nu știu cum să încep și cum să fiu cât mai lucid în ceea ce urmează să zic, pentru că am niște emoții și cumva după prezența mea la școala specială numărul 12 mai aveam treabă cumva în oraș și zic nu mă duc acasă pentru jumătate de oră. În primul rând vreau să le mulțumesc doamnelor profesoare care lucrează acolo și care cu siguranță au o tărie de caracter și o inimă foarte și foarte călită în acest domeniu, pentru că eu fără ochelari nu am putut să stau acolo, pentru că acești copii, pe lângă faptul că sunt niște copii extraordinari, sunt și speciali, iar eu sunt cumva sensibil atunci când este vorba de dorințe și de vise și visul lor a fost ca să mănânce la amiază pizza. Și faza cea mai tare este că ei s-au pregătit și au făcut și un dans, chiar dacă ei practic nu aud deloc sau foarte puțin și vorbesc la fel, au făcut un dans foarte frumos, care m-a sensibilizat și încă o dată mi-a dat o lecție de viață și să fim fericiți de tot ceea ce avem noi și să nu ne plângem, cred că ne trebuie asta, asta sau asta. Visele sunt diferite, dar atunci când visele cumva te încarcă cu energie și te face să fii fericit, atunci trebuie ca aceste vise să fie îndeplinite. Și urmează să postez dansul copiilor. Vreau să, din start să zic că acest video o să fie plasat cu acordul instituției și a părinților. Și da, o mare parte din copii m-au recunoscut și așa cum au putut ei s-au salutat, am învățat și câteva gesturi, te iubesc așa. Asta este, stai că am uitat, pământul și mulțumesc, este asta. Le mulțumesc copiilor de astăzi care mi-au dat o lecție de viață și le-am promis că o să mai revin la ei cu mare drag și cu siguranță de fiecare dată când poți să faci un bine, trebuie să-l faci necondiționat. Gata, trebuie să facem cafeluța cu mâna dreaptă pentru să cuciez. Eu am uitat acasă, de fapt, ca să mă concentrez, dar nu-mi reușește. Deci, încă o dată vreau să zic așa. Viața este exact un... Viața este exact un bumerang. În viața asta o să primi exact ceea ce oferim. Așa că eu vă mulțumesc la toți cei care aveți încredere în mine și care sunteți alături de mine. O să vorbesc mai rar ca să fiu. Și special pentru voi. Wow! Și acolo nu știu cine spunea că tipa bărbații nu plâng niciodată, cred că asta e cea mai mare tâmpenie care poate să existe, că plânsul este la fel o emoție ca și râsul. Dacă tu-l simți, trebuie să-l faci, nu trebuie să zici că eu nu plâng că-s bărbat. Și da, chiar dacă unii nu o să mă creadă, dar cred că sunt bărbat. Și bărbat nu înseamnă în mușchi sau în... Mă duc, gata. Mi-am luat doza.
doza de viață, știi ce înseamnă viață, ca viață că să aici în secunda asta și în momentul ăsta. Și mulțumesc tare mult, Vadinaș, că te-ai implicat împreună cu mine și am făcut acești copii fericiți. Special nu am pus niciun fel de brand ca să nu las cumva loc de interpretări, pentru că noi suntem pe lângă oameni buni, sunt și unii care pur și simplu trebuie să-și bage lor și nici capișelii. Vadinaș, îți mulțumesc tare mult pentru tot. Încă un lucru foarte important de care voi cu siguranță nu știți despre doamna Ina care este prezentă aici. Să știți că dumneai ei la fel are grijă de doi copii care nu au părinți. De câți ani? De vreo 7 ani. Și anul ăsta prima dată l-a dus deja pe băiat la facultate. Așa că doamna Ina, pe lângă faptul că este o profesionalistă în tot ceea ce face, este și o femeie cu inimă mare. Așa că oameni ca dumneavoastră trebuie să fie cât mai mulți. Mulțumesc. Și încă un lucru important. Dar cum să terminăm casa asta dacă noi ședem? Dar ne ajut. Cât o lucrat, nu i-am filmat. Dar cum șed două secunde. Și te bunghești. Când terminăm gardul? Da, poarta? Și un domn m-a întrebat de unde am luat această plită pentru o gradă care are o structură din asta, parcă e piatră naturală. Am luat-o de la Nova Ceramică. Poftim. Uitați-vă ce am găsit eu aici în parcul vis-a-vis de casă. Dacă nu greșesc, este floare de sambuca care miroase super, super frumos, fix ca și sambuca. Eu nu știam că așa arată. Dacă greșesc, corectați-mă, dacă nu greșesc, știți și voi. Așa arată sambuca. Deci, ce vrea să însemne această maimuță pe această țișcuță? Cumva că bem cafeluța cu maimuța și cu mâna dreaptă? Ai, șerbint, ce n-ați spus? Ați spune, Dima, why? Ca un bărbat adevărat, azi ies mândru de mine, marinaș, moca ce aici. Mi-a făcut și biceps, și triceps. Să mă încordez, vă dau una, vă schimb soarta. O vedeți, uitați la însos, că Emilian, vin cu o condiție, că bem fix 5 minute un pahar de vin și gata, deja un ceas a trecut. La mine mama mă așteaptă. Scuzați, nu-i Valeria asta, nu-i. Valeria este Valeria, nu-i. Sincer, așa e de obraznic, fiată, unii cu mătre, adică tu le invizi la un pahar de vin și de-am gândit să le petrești, mă duc o fugă la viceu. Dar și la mine în casă, e viceu, e toaletă public sau cum? Valeria! Ce faci? Până și lui Max e rușine. Soțul ei e rușine de dânsa și faci ei în cășurile cu mătrilor. Vă rog, dacă îl vedeți pe Max, spuneți că noi suntem bine. Să nu mă luați de cu mătru niciodată! Nu știu ce vă fac! Ca să vă adormiți pe Saul ca și Max! Și Mescu, am fost alaltă ei. Max, uite la spectacol, în două acte, cu o pauză de antract. M-am încălzit. Nu ca să fii foarte clar, eu nu mă invit la mine, dar ideea care e, eu mă invit și zic că nu, Emilian, și cu tine copilul e cu mâca și cu bunielul și nu, vin cu condiția că stăm fix 5 minute, uite, eu nici nu pot alunca acasă, mă întreabă, dar mai ai ceva în frigider? Blin, fetelor, așa neșiute, Doamne feriește, așa m-am bucurat când am divorțat, zic, în sfârșit e liber și poate să am și eu șansă să-mi încalc și eu balerinii, dar nu s-a frânit. Ești o găsit iubită nouă. Și apropo, e tare nicivo. Și rămâie în capul meu să aud când e cu asta. Ashley, look at me. Vine cu asta, arătăm la oameni și am făcut și cu pachetul. Crăbate. O, patanarei. Ashley. Look at me! I am Ashley. Și ești nevoie. Ashley! Băi! Oameni buni! O, ai patanaș! Eu cu matra mea am făcut un TikTok mâini dimineață cu Ashley. Ashley, băi, look at me, băi!
Uite, Nin. Nin. Nu cred. Asta e bărbat bătrân și bărbat pe astână. Auzi că Nina, uite. Tu așa ai gătit? Ia să zic, noi și-ți gătim. La unii când și-a lucrat mie, chiar că lucrat mie. Taci, măi. Uite la... Uite cum taie pătrușa. Nina, mâinii la facultate, vă rog eu, dați-i pace la copchel.